câteva zile de la liberalizarea pieței de energie, experții din cadrul ANRE au început să le acorde consiliere românilor care vor să încheie un nou contract pe piața concurențială. Operatorii sunt însă insuficienți, iar nelămuririle oamenilor numeroase. Sunăm la Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul energiei ca să vedem cât de repede ne răspund la apel. Este ora 9:37. Așteptați. Momentan, niciun operator nu este disponibil. Apelul dumneavoastră va fi preluat cel mai scurt posibil. După 20 de minute de sunat neîncetat, un operator ANRE s-a auzit de la capătul liniei. Bună ziua, din partea Antena 3 suntem și vă deranjăm să întrebăm dacă ne puteți spune cam câte apeluri ați avut dumneavoastră de pildă la acest call center în această dimineață? Sună non-stop, să știți, și preluăm toate apelurile exact cum vine în ordinea lor. Am înțeles, dar dumneavoastră de pildă cam la câte apeluri ați răspuns azi? Cred că la 7-8, dar să știți că durata apelului se prelungește, adică poate fi și de 15-20 de minute. Patru operatori lucrează pe o singură tură la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Pentru că operatorii ANRE nu fac față numărului mare de apeluri, românii se văd în continuare nevoiți să aștepte 10 de minute în fața sediilor marilor furnizori de energie. Este singura alternativă pentru a intra în posesia ofertelor, care, conform legii, ar fi trebuit să le fie trimise la domiciliu. Oamenii se plâng însă că acest lucru nu s-a întâmplat. Doresc să nu rămân la piețul de energie universal, ci la piață liberalizată. Am văzut că și alți furnizori... De cât timp stați la cod? De vreo oră jumătate. Și mai aveți? Mai am. Ce îmi fac? Cel puțin pe atât? Poate. Vreau să mă documentez. Deci vreți mai multe detalii sau ce anume? Da, vreau să mă documentez cum e cu contractul, să vedem ce oferte, nu știu, nu sunt pregătit. Dumneavoastră, de pildă, ați primit acasă o ofertă concurențială? Adică... Nu. Păi și cum? Dar știți că sunt obligați furnizorii de energie să trimit acasă la fiecare? N-au trimis nimic, nu știu. Deocamdată, reprezentanții ANRE au anunțat că termenul pentru semnarea unui nou contract de energie va fi prelungit până pe 31 martie. Măsura îl nemulțumește însă pe șeful de la energie. Virgil Popescu susține că este practic imposibil ca 6 milioane de oameni să-și schimbe contractele în acest interval limitat de timp.